Bună ziua și bine ai revenit în această ultimă zi a cursului de Leadership și Master Coach, seria 8. Spune-mi, te rog, cum te numești, câți ani ai, în ce oraș trăiești și care este profesia ta actuală? Sunt Marilena. Ai pus așa multe întrebări în același timp și întotdeauna le pierd șirul, dar vreau să menționez că sunt un master coach extraordinar, asta fac, asta vreau să fac în continuare, până acum am fost un practitioner coach și un nelepist extraordinar, iar de astăzi voi începe să profesez ca și master coach extraordinar pentru a obține experiența pe care eu vreau să o am pentru a fi liderul în viața mea și a putea ajuta și pe alții să fie lideri în viața lor. În ce oraș trăiești? Nu știu unde trăiesc acum. E interesantă metafora asta. Trăiesc în multe lucruri în același timp. Stau în Belgia. Acum, nu știu cât sau dacă voi mai sta mult timp acum în momentul ăsta, așa că, da, dacă vreau să fiu în momentul actual sau în Belgia. Profesia și câți ani ai? Vreau să spun că profesia mea de acum este master coach. Profesia mea dinainte era director financiar, dar profesia mea de acum și profesia și misiunea vieții mele este să ajut oamenii și să inspir 1 milion de oameni să trăiască o viață pe care o iubesc. Wow, succes! Mulțumesc! Așadar, ce te-a determinat să alegi acest curs? Să alegi pe Loredana și Academia? Pe Loredana am ales-o acum un an și câteva luni, când am venit la primul curs în Academie, ăsta este al treilea și voi continua să le fac până voi ajunge să le fac pe toate, pentru că este o școală de viață, este o școală de a învăța să trăiești frumos. Asta am învățat eu aici, cu asta am rezonat, cu Loredana am rezonat pentru mesajul ei, felul în care ea transmite lucrurile direct, faptul că spune lucrurilor pe nume, faptul că pur și simplu, și bineînțeles ambientul de care e foarte, foarte important pentru mine și pe care vreau să-l dau mai departe tuturor, ambientul de non-judecată, fraților. Deci, să fii într-un loc în care tu poți să spui ceea ce tu ești și cum te simți tu, fără să te simți nicio secundă judecat. Deci asta este calitatea cea mai mare. Adevărat. Super. Zi-mi, te rog, cât poți de scurt, ce anume ai învățat din acest curs? Din acest curs o să spun că am învățat exact ceea ce mi-am propus la începutul cursului. Dacă la începutul cursului aveam cumva la o notă de 3 la a fi lider în viața mea, pot să spun că la sfârșitul cursului am ajuns la o notă de 8 de a fi lider în viața mea. Ceea ce pentru 5 zile este un pas enorm. De fapt, nu e un pas, sunt chiar 5, de la 3 până la 8. Și îmi rămân 2 pași foarte, foarte importanți, care sunt să exersez, să perseverez, să am disciplină și să păstrez drumul pe care mi l-am propus. Wow! Succes! Mulțumesc! Să te mai întreb, unde, când și cu cine vei folosi tot ceea ce ai învățat în acest curs? Te rog să mă întreb, chiar te rog să mă întreb, pentru că vreau atât de mult să dau mai departe oamenilor această putere de a-și lua viața înapoi și de a trăi o viață pe care o iubesc cu adevărat. Să ieșim din acest model de supraviețuire și de a ne chinui și a ne lupta cu noi și a deveni cei mai buni prieteni ai noștri și să putem să ne încurajăm noi pe noi înșine să facem pașii pentru a trăi o viață pe care într-adevăr o iubim. Așa că voi face lucrul ăsta cu toți cei care vor veni la mine către Love and Life Design Academy și proiectul meu de suflet care o să urmeze este cel de a ajuta oamenii să intre în relații de cuplu sănătoase, a se găsi pe ei, a înțelege ce vor de la un partener de cuplu și a înțelege
ce vor de la o relație de cuplu, în așa fel încât, în momentul în care persoana pe care ei o caută este în fața lor, să poată să o recunoască și să nu se mai oprească pe drum la persoanele nepotrivite, care ne pot ieși în cale. Începem întâi cu noi, ca să ajungem să avem și în jurul nostru relațiile pe care ni le dorim. Și bineînțeles cu mine, cu mine, cu mine, cu mine. Deci asta... Minunat! În capul listei! Așadar, a meritat investiția pentru tine, investiția făcută. În bani, timp, emoție... Știi, de fiecare dată când auzeam întrebarea asta, mă gândeam, asta este de fapt despre bani. În schimb, astăzi și după al treilea curs cu Loredana, înțeleg că cea mai mare investiție pe care eu am făcut-o în cursul ăsta a fost timpul meu. Ceea ce eu am realizat acum, după acest an și un pic care am lucrat cu mine, este că cea mai importantă resursă a mea este timpul meu. Cum îmi investesc eu timpul? Și sunt fericită și am meritat 100% investiția mea de timp, de efort și de bani să ajung să mai fac încă un pas în a mă cunoaște pe mine și să ajung să fiu lider în viața mea? Genial! Dacă ar fi să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc, colegilor, chiar și Loredanei, ce le-i spune acum? Loredanei aș spune că o iubesc. Atât vreau să-i spun Loredanei. Loredana știe, ea e extraordinară, minunată, genială și ne ajută și pe noi să vedem geniul din noi, ceea ce este senzațional. Iar celor care sunt acolo și ne urmăresc acum, vreau să le spun să nu le fie frică să înceapă să lucreze cu ei. În cursul ăsta am descoperit și lucruri care mi-ar fi plăcut să nu fie așa. Și vreau să spun că dacă la început lucrul ăsta mă speria, acum sunt bucuroasă că le-am descoperit, pentru că acum știu că dacă eu voi lucra pe ele acum, voi câștiga ani, voi câștiga viață. Ceea ce câștigăm, de fapt, prin a intra în, și a face cursul de dezvoltare personală sau sesiuni de coaching sau ce vreți voi în a te cunoaște pe tine, ceea ce câștigi, de fapt, sunt ani din viața ta. Ceea ce înainte putea să-ți ia sau mie mi-a luat înainte luni de zile de depresie, de stare de fără zâmbetul ăla de care vorbeam mai devreme și care toți colegii mi l-au dat ca și feedback de data asta când am vorbit cu ei, de acele luni de zile fără zâmbetul ăsta pe care eu pot să spun că l-am astăzi și sunt bucuroasă că l-am, mi-ar fi luat luni să ajung la el. Iar acum, în momentul în care am provocări, poate să-mi ia o zi, două zile, o săptămână. Dar sunt lucruri pe care poți să le rezolvi atât de ușor și care trebuie doar să te uiți. Nu vă fie frică să vă fie frică, nu vă fie frică de ce descoperiți și lucrați cu voi. Încercați ce vi se potrivește, luați ce vi se potrivește și trăiți o viață pe care iubiți. Super! Mulțumesc tare mult pentru interviul acordat. Ești genială, minunată, după cum bine știi deja. Și te felicit pentru absolvire. Îți doresc mult succes în continuare, spor la conștientizări și acțiune. Mulțumesc din suflet, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. Cu drag.